Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată că din nou împreună cu Cosmin. Foarte repede treaba. Am făcut aseară funcții și am zis că reluăm ca să venim cu exemple, cu chestiuni practice, da? Deci funcții. Subjective. Injective. Bijective. Aplicații. Cred că da. Da, v-am uitat o dată. Da, am dat. Aplicații. Vrei să spun cui se adresează tu lecția asta? Căror elevi? Te-ai gândit? A 9, 10. Sau 11 sau 12? Da. Deci noțiunea asta tot timpul. Nu că la BAC. Deci tot ce se va întâmpla și în învățământ superior, dacă duci la admitere, la facultate, nu scapi noțiunea de funcție. Deci este o noțiune care stă la baza întregii construcții, să spunem, matematice. Da? Deci clasele, hai să spunem clasele 9, 12. Deci nu este o noțiune, spune așa, facem lecții care să nu aibă, să spunem, audiență. Audiență maximă. Da. Tot ce înseamnă liceeni au nevoie de să știe, să cunoască, să poată să înțeleagă foarte bine noțiunea de funcție. De fapt, când am zis funcție, ce este secație? Când zici în funcție, noțiunea asta de funcție. Când am pronunțat, am în vedere cele trei elemente. Domeniu. Da? De definiție. Foarte important, de multe ori nu-l dă autorul. Codomeniu. Așa. Și legea de corespondență. Legea de corespondență. Ei, numai dacă suntem atenți, înțelegem bine, deci odată ce am zis funcție, trei lucruri trebuie să am în vedere, de unde se pleacă, unde se ajunge și cum se ajunge. De unde se pleacă, adică domeniul definiție, așa e foarte important să știm bine, e vorba de acea mulțime a elementelor de pornire, căror le pot găsi imagini, tuturor să le pot găsi imagini. Da? Deci când spune să stabilești domeniul definiție, de fapt tu stabilești mulțimea acelor X cărora le poți găsi imagini. Așa. Codomeniul este mult mai amplu, nu? Pot să fie și o restricție foarte tare și o să vedem, o să dau niște exemple de tipul acesta. Iar legea de corespondență este modul după care obținem Y, nu? Rețeta. Deci legea de corespondență sau rețeta după care obținem Y pentru X fixați. Dăm un X, găsim Y cu alt X, alt Y. Ceea ce este important este ca fiecărui element să găsim imagine, da? Și nu se poate ca un element să aibă două imagini. Nu se poate ca intersecții să plece în două direcții în același timp. Da? Deci pretențiile funcției. Funcții. Pretenții. În ghilimele sunt pretenții. Adică ce trebuie să spunem noi? Pleacă tot. Pleacă tot. Nu este posibil ca să ai în domeniul definiției elemente care să nu îi pot găsi imagine. Deci tot trebuie să pleci. Absolut. Pleacă tot și nu este posibil. Nu este posibil. Așa. Un X să se ducă în două sau mai multe, da, direcții. Așa ceva nu e posibil. Da? Un X0 să aibă Y1, Y2 și așa mai departe. Nu e posibil așa ceva. Nu este posibil.
Da? Un element să aibă două sau mai multe imagini. Repet, funcția presupune cele trei elemente. Pretenții funcției pleacă tot și nu este posibil ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Să știi că dacă un element de aici, din cele trei, l-am modificat, are altă funcție. Mi-am avut aseară, nu? Ți-am amintit, să fie funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, da? Funcția de gradul 2. Și ala lasă exemplu ăsta, f de x egal cu x, x pătrat minus 5x plus 6. Nu-i bine cum am dat oricum. Da. Dacă nu spun, am alegea, nu e posibil. Virgulă, f definită pe ir cu valori în ir. Deci am dat mulțimea, domeniul definiției mulțimea numărilor reale, să văd dacă e corect. Am vă pretenție, se poate să mă supere ceva la domeniul definiției? Nu. Deci f definită pe ir nu-i fracție, nu-i radical, nu-i... E perfect. F definită pe ir cu valori în ir. Adică y care apar, tot niște numere reale sunt. La seară am și văzut graficul cum arată, nu așa? Era așa, parcă... O parabolă. Sigur că da, grafic funcție de grad 2 e o parabolă. Să mai amintești, între 2 și 3 era... Da. Da? 2 și 3, vârful parabolei minus 1 pe 4. Și cam așa arăta. Când x-ul e 0, y este 6. Da? Când x-ul e 1, y parcă 2. 1, 2, așa. Și cam așa, când e 6, când x-ul e 6, x e 0, y este 6. Cam așa arată graficul funcției. Spuneam că asta e axa de simetrie, adică trebuie să duc pe asta altă simetrică, în sensul că dacă aș suprapune cele două ramuri, după axa așa îndoie, după axa asta, ele s-ar suprapune. Da. Funcția astfel definită, ia să vedem, definită pe el cu valori în el, este injectivă? Despre injectivitate să vorbim. Injectivitate. Este injectivă? Hai să ne amintim ce era cu injectivitatea. Când o funcție era injectivă? Când x-ul și y-ul sunt egal. Acum am vorbit noi aseară, băi, să spună să... Trebuie să fie un, cel puțin una, să fie... La injectivitate, cum am vorbit aseară, bă? Nu prea era prezentă. Ce ceream la injectivitate? Să nu cumva să fie două elemente distincte cu aceeași imagine. Cu aceeași. Da? Să nu există două elemente distincte cu aceeași imagine. În cazul nostru, funcția asta este injectivă? Nu. Sunt două elemente distincte, găsești tu două distincte cu aceeași imagine? Da. Care? Era... 2 și 3, da, care au ca imagine pe 0, apoi 1 și cu 4, nu? Care aveau ca aceeași imagine pe 0. Dacă se întâmplă să găsești o singură pereche cu aceeași imagine, funcția nu este injectivă. Deci, ca să fie injectivă, la toți x-ii diferiți, să fie și y-ii care apar tot diferiți. Deci, definiția pentru injectivitate, începem definiția 1. Definiția 1. F injectivă, dacă și numai dacă. Oricare ar fi x1 diferit de x2, da? Oricare ar fi două elemente distincte, x1 și x2, se rezultă că și imaginile f de x1 diferit de f de x2. Că f de x1 înseamnă y1, f de x2 înseamnă y2. Deși y ce să fie diferiți. Deci la orice două elemente distincte, imaginile să fie distincte. Asta e definiția directă și în practic spuneam folosim definiția duală, da? Definiția 2, echivalentă cu așa asta, care spune f injectivă, dacă și numai dacă, din f de x1 egal cu f de x2, din f de x1
egal cu R de X2, rezultă în mod unic, în mod unic, adică numai alternativa asta să fie, X1 egal cu X2. Deci, dacă astea sunt egale, și X și să fie egal. De fapt, aici este un, să spunem în, orice, în definiția asta, este un P implică Q. Asta P și asta Q. P implică Q. P implică Q, propoziția P implică Q, prin corectorul implicației, să zic așa, este același lucru, din punct de vedere logic, cu logica matematică, cum mă refer aici, P implică Q, este același lucru cum aș spune Q barat implică P barat. Q barat implică P barat. Și atât, dragilor. Definiția 1 spune că e echivalent cu definiția 2. Definiția 1 e P implică Q, iar definiția 2 este non-Q, adică ne-P-Q, și negând îl înseamnă F de X1 egal cu F de X2, implică, ce implică? Non-P. Dar P era X1 diferit de X2, acum devine negația X1 egal cu X2. Cei care vă amintiți, la logica matematică, în clasa a noua, să facă aceste lucruri, iar P implică Q este echivalent cu non-Q implică non-P din tabla de adevăr. Dacă fac pentru P și Q tabla de adevăr, constatăm acest lucru. Așadar, ăsta mă îndreptățește, lucrul acesta mă îndreptățește să spun că definiția 1 este identică cu definiția 2. Cum asta nu se poate aplica în practică, că dacă ați iei toate valorile distincte, dacă ai infinitate și îți găsați că merge, nu se poate epuiza problema în definiția varianta asta, atunci, și practic, în ieșiții, aceasta este definiția care se aplică. Deci, se aplică în exerciții. Deci, se aplică în exerciții partea asta. Bun. Acum, o altă definiție, definiția, să spunem, 3, definiția grafică, da? Definiția grafică, care zice așa. Deci, la X diferiți să fie Y diferiți. Cu alte cuvinte, să nu se întâmple să fie un Y0 pentru care se găsesc 2 sau mai mulți X. Da? Deci orice paralelă, orice paralelă axa X-ilor, dusă prin punctele din codomeniu, deci orice paralelă la axa X-ilor, dusă prin punctele codomeniului să taie graficul în cel mult un punct. În cel mult. Adică să nu taie două sau mai multe. Deci definiția grafică spune așa. Orice paralelă la axa X-ilor dusă prin punctele codomenului, taie graficul funcției cel mult un punct. Care e codomenul? Unde se reprezintă codomenul? Pe ce axă se reprezintă? Domeniul pe axa X-ilor. Pe codomenul pe axa Y-ilor. Da? Deci ce spune aici? Orice paralelă la axa X-ilor dusă prin codomenul. În cazul nostru, codomenul cine este? Iar. Da? Deci, orice paralel ar duce eu, prin orice punct de aici, prin orice punct, bun, al meu de punctul ăsta de pe, din codomeniul, Y-ul ăsta, duc paralelă pe la el și dacă tai în cel mult un punct, ce înseamnă cel mult un punct? Să nu tai deloc sau să tai o singură dată. Da? Bun, oară pe aici, duc în paralelă, tai undeva,
nu tai graficul. Graficul, ăsta este, da? Ăsta e graficul funcției. Deci, nu tai paralela adusă, nu tai graficul funcției respective. Dar dacă duc pe aici, în punctul ăsta, să spunem minus 1, prin minus 1, duc paralela taie? Nu. Nu taie. Dar dacă duc chiar prin minus 1 pe 4, dacă duc paralela chiar prin minus 1 pe 4, o tai o singură dată, chiar în vârf aici. Da. E la 5 pe 2, nu? Da. Deci pentru Y egal cu minus 1 pe 4, rezultă, există unic x0 egal cu 5 pe 2, așa încât x0 acela sau lui 5 pe 2 se corespundă prin funcția respectivă minus 1 pe 4. Adică f de 5 pe 2 egal cu minus 1 pe 4. Hai să luăm și pentru y egal cu 0. Pentru y egal cu 0, cine este? Y egal cu 0 este chiar axa x-ilor, da? În câte puncte taie graficul funcției? În 2, în 2 și în 3. Deci pentru y egal cu 0 există x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Da? Deci există două valori distincte, x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Cele două sunt diferite, 2 e diferit de 3. Da? 2 e diferit de 3. Dar, din ce constatăm, lui 2 îi corespunde 0 și lui 3 îi corespunde tot 0. Iată că am găsit două valori distincte, două valori distincte, care au aceeași imagine. Fiindcă am găsit două valori distincte, pe 2 și pe 3, care au ca imagine, funcția mea este injectivă. Deci rezultă acum, deci putem spune că în privința injectivității răspunde f definită pe r cu valori în r nu este injectivă pentru că este contrazisă definiția. Care era definiția? La toate valorile distincte, imaginea să fie distincte. Pentru că există 2 diferit de 3 care au aceeași imagine pe 0. Deci funcția nu există injectivă. Însă, dacă n-am să las x și să meargă de la minus infinit până la plus infinit și am să gândesc doar până în 5 pe 2. Deci am să iau o funcție f1 definită, da? Definită pe minus infinit până la 5 pe 2, de minus infinit până la 5 pe 2, cu valori în el, lăsăm așa, nu umblăm decât la domeniu, având și F2-ul definită de la 5 pe 2 la plus infinit cu valori în el, având aceeași rețetă, adică aceeași lege de corespondență. Deci F1 de X egal cu F2 de X și egal tot cu x pătrat minus 5x plus 6. Da? Deci, uite cum era înainte. F era definit pe toată axa reală. De la minus infinit până la plus infinit. Acum, faptul că am oprit-o până în 5 pe 2, minus infinit 5 pe 2, deci am schimbat domeniul de ființie, nu mai este tot ierul, ci o bucată din el, nu mai este aceeași funcție. Că nu mai are aceeași domeniu de ființie. Aici e domeniul de ființie doar până în 5 pe 2 și de coace era tot ierul. Deci am notat-o cu F1. Iată că două funcții sunt distincte dacă schimbăm domeniul de ființie. Dacă am modificat domeniul de ființie, un singur element. S-a terminat.
și nici a doua funcție nu este identică cu F, că F era tot definit de pe R, acum F2 este de la 5 pe 2 la plus infinit, cu valori R. Rețeta o păstrez pentru amândouă. Rețeta de obținere a elementelor tot este, este tot x pătrat minus 5x plus 6. Deci, insist, pentru funcțiile acestea, pentru funcția asta dată mai sus, despre care am spus că nu este injectivă, acum, când am luat-o doar până 5 pe 2, sau din 5 pe 2 încolo, minus infinit până la 5 pe 2, când am luat-o de la minus infinit până la 5 pe 2, înseamnă că nu, și nu mai am voie să mă să duc în partea asta. Și dacă nu se mai duc în partea asta, nu mai apar Y-ii după rețeta respectivă. Deci ramura asta nu mai este. Imaginează-ți că pe asta am șters-o. Da. Da? Deci pentru F1, asta ar fi F1. Da? Și cealaltă, când zic de la 5 pe 2 încolo, ar fi F2. Ei bine, F1 în condițiile astea este injectivă sau nu este? Dacă îl separăm de el. Păi da, păi îl separăm obligatoriu. Ele sunt separate, sunt două funcții distincte. Una este până în 5 pe 2 și cealaltă la 5 pe 2 încolo. Adică una înseamnă F1 doar ramura asta și cealaltă înseamnă ramura cealaltă. Deci ele, în clipa în care vorbesc de F1, eu nu mai am pasta. Și atunci paralela prin cod domeniul taie cumva în două, mai tai în două puncte, nu mai este. Nu mai este ramura cealaltă. Dar despre F2, care o gândesc de la 5 pe 2 încolo, înseamnă că nu mai este F1. Mai este F1. Și atunci, paralela tai în două, tot într-un, nu? Adică tai numai pe aici, ramura asta. Pe cealaltă nu mai există. Da. În concluzie, din definiția grafică, ne dăm seama că F1 și F2 sunt acum injective. Deci, sunt restricții injective. Da? Sunt restricții F1 și F2 în felul ăsta definite, sunt restricții injective ale funcției de mai sus. Sunt bucăți, nu sau o parte din funcția de mai înainte, pentru că domeniul l-am modificat. Sunt restricții. N-am mai lăsat să meargă pe tot ierul, ci până la un loc și de un loc încolo. Două restricții injective sunt. Bun. Să ne amintim surjectivitatea. Surjectivitatea ce presupunea? Surjectivitatea. Cum spuneam aseară pentru surjectivitate? Când o funcție surjectivă? Corespunde unul din Y-ii sunt... Foloseam un limbaj așa... Fericit, când... Toți Y-ii sunt fericiți. Da. Deci toți Y-ii fericiți. Toți Y-ii fericiți. Da? Fericiți. Adică, pentru fiecare Y să se găsească un X încât el să fie imagine. Adică definiția ar spune așa, oricare ar fi Y din codomeniu, din data asta de unde? Din el, să rezulte că există X din domeniu, din el, așa încât Y-ul acela să fie egal cu F de X. Y-ul să fie imaginea unui X-ului respectiv. Altfel spus, prin orice Y am să duce paralele, să taie graficul măcar într-un punct. Dar iată pe aici, dacă duc, taie într-un punct. Nu. Deci pe aici înseamnă că sunt. Dacă am găsit un singur Y care e trist, pentru că nu se găsește un X, adică nu taie graficul, gata, funcția nu mai este subjectivă. Da? Când n-ar fi subjectivă? Când există un Y, spuneam mai devreme, un Y
trist, pentru că nu găsim X-ul respectiv. În cazul nostru avem destui Y. Toți Y-ii, de la minus infinit până la minus 1 pe 4, toți sunt triști. Pentru ei nu se găsește niciun Y. Metoda asta ar fi definiția clasică și definiția grafică. Orice paralel la axa X-ilor dusă prin codomeniu, orice paralelă la axa X-ilor dusă prin codomeniu, taie graficul funcției în cel puțin un punct. La injectivitate era cel mult un punct, și aici cel puțin un punct. Deci, paralela taie graficul funcției în cel puțin un punct. Cel puțin un punct. Ei, răspunsul ar fi următor. Funcția de mai sus nu este surjectivă, pentru că sunt destui Y în codomeniul trăiești. Deci, la subjectivitate, răspunsul este nu este subjectivă. Dar F1 și F2, restricțiile acelea injective sunt subjective? Nu, pentru că tot codomeniul e destul de mare, nu? E tot ierul. Dacă ar fi doar de la minus 1 pe 4 încolo, deci de la minus 1 pe 4 încolo, fără să conțină atât F1 cât și F2, conțin foarte multe elemente triste, care nu găsim imagini, contraimagini. În concluzie, dacă am să umplu la codomeniu, la ier, și dau deoparte pe cei care sunt triști, adică las numai Y și la minus 1 pe 4 încolo, atunci funcțiile aceea devin, ambele funcții devin și injective, că le păstrez pe domenii diferite, și surjective. Da? Haideți să spunem așa. Acestea sunt restricții injective, dar nu sunt surjective. Deci nu sunt surjective. În momentul în care am decis să, în codomeniu să umplu și să dau deoparte pe cei care mă încurcau, care rămâneau acolo degeaba, așa am să zic, F1 prim și F2 prim. Deci notez prim că se deosebesc de cele dinainte. Definite pe minus infinit 5 pe 2. Și respectiv cealaltă, definită pe de la 5 pe 2 la plus infinit, cu valori, ambele, cu valori de la minus 1 pe 4 la plus infinit, deci cu valori de la minus 1 pe 4 la plus infinit, aceste, având aceeași lege, e F1 de X. F1 prim de X egal cu F2 prim de X și egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Deci, abia acum, acestea două, în care am umblat și la codomeniu, da? Deci codomeniu l-am lăsat doar de la minus 1 pe 4, l-am pus infinit pentru fiecare. Aceste două sunt restricții care sunt, odată,
injective, injective, ca nu minus efiric 15 și 15 plus efiric, deci sunt injective și sunt și surjective. Sunt și surjective. Pentru că am umblat la codomeniu. N-am lăsat în codomeniu decât toți acei greci ocupați. Adică dacă eu Y cu ăsta, 1 sau 2, hai să luăm, e 2. Pentru tine Y egal cu 2. Se găsesc pentru F1 prim, se găsește vreun X. Da, taie graficul punctul ăsta, adică 1. Da? Și orice alt Y aș lua, de fiecare dată găsesc câte un X, locul îi taie. Deci, se găsește 1 și numai 1. La fel pentru ramura cealaltă, mă duc la F2. Sunt și injective și surjective. Într-un cuvânt, sunt funcții bijective. Da? Sunt funcții bijective. Iată, dragilor, că am ajuns acum să definim clar ce înseamnă funcții injective, surjective, bijective. Mai reau o dată pentru voi, cei care ne priviți, care vă veți uita la lecția asta, și pentru Cosmin. Cosmin trebuie să fie foarte, să faci pe gică contra, în mod cât se poate de natural. Tot n-am înțeles, domnule. Eu tot n-am înțeles. Și eu acum trebuie să fiu în stare să-i fac să înțelegi. Deci trebuie de pun efort maxim. Acesta este un lucru mai dificil, mă pare mai dificil. Spuneam aseară că profesori care termină și profesori de matematică încă n-au noțiunile astea foarte clare. Și atunci, cum se facă pe tine să înțelegi? Hai să fie clar un lucru. La clasă, când acolo se prezintă, cum se facă pe tine să înțelegi dacă el, chiar el în sine, n-a înțeles bine aceste noțiuni? Deci, hai să ne amintim, plecăm de la funcție. Când ai deschis gura și ai zis funcții, imediat trebuie să gândești trei elemente. Da? Cele fiecare are în parte un cuvânt de spus. Dacă ai modificat legea de corespondențe, altă funcție este. Dacă ai schimbat domeniu, ai văzut aici, am schimbat domeniu, e altă funcție. De-aia am zis F1 și F2, da? Dacă schimb codomeniu, o altă funcție. Iată, am schimbat codomeniu, n-am mai lăsat pe ier, ci de la minus 1 pe 4 la plus infinit pentru fiecare, sunt funcții, de-aia am zis F1 prim și F2 prim. Da? Sunt funcții diferite. Deci, fiecare, nu din cele trei elemente, fiecare în parte, are un cuvânt greu de spus în definirea noțiunii de funcție. De aia când am zis funcție, cele trei elemente, domeniu, codomeniu și legea de corespondență, rețeta după care obții Y. Repet, modificarea uneia dintre cele trei, una dintre ele modificată, un alt domeniu cu un singur element modificată, codomeniu cu un singur element, ai de a face, de fapt, cu altă funcție. Da? De aceea trebuie să fim foarte atenți când vorbim de noțiunea de funcție. Și pretenții funcției sunt două foarte mari. Pleacă tot, adică nu poți să păstrezi în domeniu și elemente cărora să le pui în corespondență. Da? Nu poți să ții. Deci trebuie să știi un lucru. Păi de-aia când am de să dă legea, eu stabilesc domeniul de funcție. Pun condiții de existență a funcției. Zici, condiții de existență. Ți-amintești că sună desa, nu? Așa. Dacă e fracție, numitorul fel de zero, dacă e radical de ordin pară, ci sub radical pozitiv și mai departe. Deci pretențiile funcției înseamnă pleacă tot și nu-i voie ca un element să ducă în două direcții în același timp. Păi nu poți tu pleca dintr-o intersecție în două sau mai multe direcții în același timp. Numai într-una din ele. De aceea, la fiecare X îi corespunde un Y și numai unul. Bun. Ei bine, din modul în care se fac corespondențele acelea, am început să vorbim despre ce înseamnă funcție injectivă. O
funcție este injectivă, dacă nu se întâmplă pericolul acela mare, două elemente distincte să aibă aceeași imagine. Dacă tu ai descoperit două distincte cu aceeași imagine, gata, nu mai sunt injectivă. Deci ca să fie injectivă la toate diferite, elementele din stat diferite, din domeniu, și imagini să fie diferite. X diferiți, Y diferiți. Alți doi X diferiți, de fapt, da? Și la ție, cum spunem în matematică, așa. La oricare 2x diferiți, să rezulte y diferiți. Că f de x1 și f de x2 sunt ceea ce obțin, y1 și y2, ca imagine. Deci la x diferiți, y diferiți. La oricare 2 diferiți, și imagine să fie diferite. Cum am fost dată funcția definită după rețeta asta pe el cu valorile, iar nu este injectivă pentru că avem 2x diferiți, pe 2 și pe 3, care au aceeași imagine. Dar avem mai mulți. Foarte multe perechi. De la minus... Deci pentru y e de la, că de la minus 1 pe 4 la plus infinit găsim foarte mulți. Și acum... Spuneam că definiția asta e destul de greu. Cea pe care o aplicăm în practică, în negreșiți, este următoarea. F de x1 egal cu f de x2, neapărat x1 egal cu x2. Deci dacă am același y, să fie același x la pornire. X1 egal cu x2. Pe toată grafică, paralela să nu taie în două. Să taie cel mult 1. Da? Cel mult 1 pentru injectivitate. Deci definiția clasică, duala în negheșiții și asta în negheșiții. Și metoda grafică în negheșiții facem foarte des o aplicăm, da? Și acum am făcut-o, nefiind de a injectivă, am făcut-o injectivă, umblând la domeniu. De aia zic F1 și F2, că sunt două funcții distincte, am domeniile diferite, mai întâi minus infinit 5 pe 2 și cealaltă 5 pe 2 plus infinit, iar cu domeniul las tot iar. Da, sunt funcții injective acestea, dar nu sunt surjective. Nu sunt surjective pentru că am y supărați aici. Toți cei de la minus infinit până la minus 1 pe 4 stau triști acolo. Și de aceea i-am dat pe cei de la minus infinit până la minus 1 pe 4 deoparte și am venit acum la aceste care erau injective, le-am făcut și surjective umblând în codomeniu. Și sunt cele două restricții, și injective, și surjective, deci sunt funcții bijective. Da? Când spune să se studieze bijectivitatea, deci trebuie să studiezi și injectivitatea, și surjectivitatea, funcții respective. Bun. Acum, ceea ce am făcut aici, e clar că am descoperit restricțiile acestea bijective. F1 prim și F2 prim au aceeași rețetă, totul e perfect. Deci nu încape nicio îndoială. E corect. Însă, funcțiile bijective sunt și inversabile. Adică, ce înseamnă că inversabile? Putem întoarce săgeata. Deci corespondența nu mai facem de aici aici, la minus infinit la 5 pe 2, cu valorii minus 1 pe 4 plus infinit, și o face de la minus 1 pe 4 de săgeata înapoi. Adică elementelor de aici li se corespundă elemente de aici. Deci numai funcțiile bijective, pentru ele poți stabili și inversa. Deci notăm observații. Numai funcțiilor bijective le putem... mai funcțiile bijective admit funcții inverse. Numai funcțiile bijective admit funcții inverse. Prin funcția directă, prin F1 prim, era definită de la minus infinit. Deci F1 prim era de la minus infinit până la 5 pe 2 cu valori în minus 1 pe 4 plus infinit.
Da? Având rețeta f1' prim de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, da? X pătrat minus 5x plus 6, care este bijectivă, f1' prim bijectivă, rezultă că f1' prim, deci rezultă că există f1' prim la minus 1, așa o să notăm, inversa. Există f1' prim la minus, nu la minus 1, pus așa, minus 1 paranteză, de regulă se notează f1' minus 1. Nu e 1 supra f1, nu este inversat ca număr, ci ca notație. Inversă în sensul că ea va fi definită acum pe minus 1 pe 4 plus infinit. Deci schimbă domeniul cu domeniul. Minus 1 pe 4 plus infinit cu valori de la minus infinit la 5 pe 2. Cu valori de la minus infinit la 5 pe 2. Eee, foarte tare este asta. Deci funcția inversă face traseu, face, schimbă săgeata. Adică prima, prin funcția directă bunoară lui 0, îi punem în corespondență 6. Cu x egal cu 0 îi punem 6. Deci, prin funcția directă lui 0 i-am pus în corespondență 6. Asta e prin funcția f1' prim, cum am notat-o noi. Iar acum lui 6 îi punem în corespondență 0. Adică face drumul înapoi. Lui 6 corespunde 0. Prin funcția nouă, pe care nu știu legea, o să cer să o caut, f1' prim la minus 1, da? Deci, o altă pereche, lui 1, prin funcția directă, ea s-a pus în corespondență 2, parcă. Ia uite-te, lui 1 îi se pune corespondență 2, da? Prin funcția inversă, lui 2, facem înapoi, lui 2 corespunde 1. Lui 2 îi corespunde 1. Și tot așa, parcă am văzut noi, iată, lui 2 îi corespunde 0, da? Prin funcția directă. Lui 2 îi corespunde 0. Prin funcția inversă, lui 0 îi corespunde 2. Sigur, despre funcția inversă am văzut. S-a schimbat domeniul cu domeniul. Dar cine este legea? f1' prim la minus 1 de x egal cu cine? Care e rețeta care să facă treaba asta? Lui 6 se corespunde lui 0. Lui 2 se corespunde 1. Lui 0 să-i corespundă 2. Nu știu legea. Deci nu știu legea. La funcția directă am știut de legea. Este x pătrat minus 5x plus 6. Este rețeta dinainte. Dar să mersul înapoi, nu știu legea. La fel și cu f2' prim. Deci la funcția, hai să o spunem, deci funcția f2' prim definită pe, de unde, unde era f2' prim? f2' prim, cea de-a doua funcție bijectivă. De la 5 pe 2. De la plus infinit. De la 5 pe 2 plus infinit, cu valori, unde? Iar am văzut că nu era subiectivă și atunci am luat-o de la minus 1 pe 4 la plus infinit. Este bijectivă, deci rețeta f1' prim de x egal aceeași x pătrat minus 5x plus 6. Și ne convingem, dacă luăm pe 3. Cât este f de 3?
Păi 3 corespunde 0. Da? Uite, vine 9 minus 15 plus 6, 0. Deci lui 3 corespunde 0 și lui 4 îi corespunde 2. Nu? Și mai departe. Deci lui 5, 6. Deci prin funcția asta știm bine toată rețeta. Ea este funcție f2 prim, este și surjectivă și injectivă, este bijectivă. Și atunci există f2 prim la minus 1, notat așa. Deci există funcția f2 prim la minus 1, care e definită pe cine? F2 prim la minus 1 este definită pe minus 1 pe 4 plus infinit. Deci la minus 1 pe 4 plus infinit cu valori 5 pe 2 plus infinit. F2 prim definită pe la minus 1 definită pe minus 1 pe 4 plus infinit cu valori în 5 pe 2 și F2 prim la minus 1 nu știu rețeta. F2 prim aplicat asupra lui X la minus 1, cum am zis acolo, F2 prim la minus 1 aplicat asupra lui X egal cu, nu știu, legea după care se obțin drumul invers. De aceea, fiindcă facem corespondența invers de la Y spre X, o să plec de la funcția directă. Deci, era așa că f de x era egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Da? Adică y-ul egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Funcția face drumul invers de la y spre x, adică y-ul este dat, căutăm pe x. Deci, din relația asta, să vedem dacă există x. Cu cine egal x-ul. Vă gândesc că o ecuație de gradul 2, duc pe y în partea cealaltă, că y e cunoscut, deci apare x pătrat minus 5x plus 6 minus y egal cu 0. Da? Și căutăm acum x1, 2, că e ecuație de gradul 2. Și vine x1, 2 egal cu cine? X1, 2 egal cu minus b, adică cine? 5 plus minus radical din b pătrat, adică minus 5 la pătrat 25, minus 4 a ori a, ori 1, ori c. Dar cine e c în cazul de față? 6 minus y. Nu? Că a-ul e 1, b-ul e minus 5 și c-ul este 6 minus y. Totul supra 2a. 2 ori 1, 2. Și egal cu 5 plus minus radical din 25 minus 24 plus 4y. Totul supra 2. Și egal cu 5 plus sau minus radical din 1 plus 4y. Totul supra 2. Păi, văd că există x, dar și-o mai dat și radical e număr pozitiv. Deci există x1, 2, dacă și-o mai dat 1 plus 4y mai mare ca decât 0. Adică de parcă aș spune că y mai mare egal decât minus 1 pe 4. Vine 4y mai mare egal ca minus 1, y mai mare egal decât minus 1 pe 4. Și ce am însemna, echivalent, cu y cât cei care aparțin de la minus 1 pe 4 la plus infinit. Păi să așa este. Nu? Pentru funcția inversă, de unde încep y? De la minus 1 pe 4 la plus infinit. Atât la prima, f1 la minus 1 pentru prima funcție, cât și pentru a doua. Deci asta e îndeplinită. E perfect. Înseamnă că există x1 și x2. Îmi permit să spun cu cine sunt
X1 va fi egal odată cu cine? X1 egal cu 5 plus radical din 1 plus 4Y, totul pe 2, și X2 egal cu 5 minus radical din 1 plus 4Y, totul pe 2. Deci sunt două variante. Chiar așa, că eu am nevoie de două legi. Una de aici va fi pentru una din cele două. Adică nu știu acum cum să spun. Asta să fie pentru rețeta de aici și asta să fie pentru rețeta a doua. Sigur că aici este, noi în X vrem să o găsim, da. Iar aici expresia este în Y, nu? Da. Hai să spunem F la minus 1 de Y. Da. Deci e definit de la minus 1 pe 4 încolo și foarte bine că există radicalul. Și valorile care sunt obținute trebuie să fie de la minus infinit la 5 pe 2. Cred că asta este, că 5 minus și dacă se scade din ce în ce mai mult, va fi și valori negative. Pe când asta de aici e de la 5 pe 2 încolo. E asta cu plus 5 plus, adică valoarea radicală e un număr pozitiv. Da? Valoarea radicală este un număr pozitiv și cu 5 un număr pozitiv supra 2, numai pozitive. De la 5 pe 2 încolo numai numere pozitive. Deci pentru asta e egal cu, cine o să spun? Aici egal cu 5 plus radical din 1 plus 4y, dacă ar fi în y, cum vedem acolo. Dar văd că în x vrea să fie, deci pun în loc de yx. Totul supra 2. Deci 5 plus radical din 1 plus 4x, totul pe 2. Și cealaltă va fi 5 minus radical din 1 plus 4x, totul pe 2. Repet, aici trebuia să lăsăm un Y, dar văd că variabila este X-ul, că nu schimbă sistemul de coordonate, X-ul cu Y-ul, și de aceea am revenit la variabila X. Iată că am și reușit să spun așa, că cele două funcții, F1 și F2, F1 prim și F2 prim, bijective, admit inverse, schimbă domeniul cu codomeniul și are legea asta. F1 prim la minus 1 de X face 5 minus radical din 1 plus 4X pe 2 și cealaltă 5 plus radical din 1 plus 4X totul pe 2. Când am făcut o treabă bună, hai să ne convingem. Ce trebuie să facă funcția inversă? Lui 6 trebuie să corespundă 0, da? Deci facem și noi F la F1 prim la minus 1 de 6. F1 lui 6. Egal cu, după rețeta, 5 minus este, pare, nu? 5 minus este 5 aici. Minus din 1 plus 4 ori 6 supra 2. Face 5 minus 4 ori 6, 6 24, 25, 0. Deci 5 minus 5 pe 2, care face 0. Da, într-adevăr, este o rețetă bună. Lui 6 eu corespund 0. Este lui 2. F1 prim la minus 1 de 2 este egal cu, mă uit la rețetă, 5 minus radical din 1 plus 4 ori 2, totul supra 2. Și face 5 minus 4 ori 2, 8, și cu 1, 9. Radical din 9 este 3 pe 2 și vine 2 pe 2, 1. Excelent. Păi 2 corespunde 1. Hai să facem și F2 prim la minus 1 de cât să facem? De 0.
face 5 minus radical din 1 plus 4 ori 0 supra 2 și face 5 minus 1 cât vine 4 ori 0, 0, 1 radical din 1, 1, 5 minus 1, 4 pe 2 și care face 2. Corect. Lui 0 corespunde 2. Deci funcția inversă face serviciu corect. Am găsit-o bine. Îmi place așa cum lucrează. Că vezi, dacă funcția directă era x pătrat minus 5x plus 6, legea așa, inversă are 5 minus radical din 1 plus 4x pe 2. Și ea schimbă în funcția directă lui 0 corespundea 6, prin funcția inversă, lui 6 corespunde 0. Am arătat, da? Prin funcția directă lui 1 corespundea 2, prin inversă lui 2 corespunde 1. Lui 2 îi corespunde 1. Prin funcția directă lui 2 corespunde 0, acum lui 0 corespunde 2. La fel se întâmplă și funcția inversă. Deci în momentul de față am ales foarte bine cele două. Am gândit corect și restricțiile acestei F1' și F2' bijective sunt inversabile. Am găsit inversele. E foarte ușor după ce schimb domeniul cu domeniul, deci este o problemă simplă. Dar legea rămâne o problemă. Găsirea legilor după care să arăți că merge perfect drumul înapoi. Ei, găsirea lor am făcut-o cum? Am egalat aici cu Y. Și a fost Y egal cu X pătrat minus 5 plus 6. Am privit-o ca ecuație de gradul 2 cu Y cunoscut și l-am găsit pe X. Că acum Y-ul este dat, X-ul trebuie să-l găsești. Și am găsit pe X1 și X2 ca ecuație de gradul 2. Am stabilit la pe care să o gândesc la prima ca de la a doua, ca lege, și fiindcă în variabila X vorbim, atunci totul este perfect făcut și observăm că cele două legi fac serviciu, așa cum am spus, de funcție inversă. Așa. Cred că o să încercăm să luăm alte exemplu, alte funcții de gradul 2 și să găsim restricțiile bijective inverse. Tot ce am făcut cu funcția x pătrat minus 5x plus 6 să facem și cu alte funcții. Hai să zicem ce funcție. Dăm două funcții. Uite că eu nu am niciun motiv de supărare. Dacă tu îmi indici o funcție, eu mă apuc de treabă. Da? Cu ce funcție se pornim? 2x pătrat minus 4x plus 1. Deci f de x egal cu 2x pătrat minus 4x. 2x pătrat minus 4x plus 1. E definită pe el cu valoare mie, da? O să facem tot discuții, cred că o să facem și graficul, tot, ca să vedem și metoda grafică, să vedem și algebre, cum gândim aici. Și să avem clar o repetiție a lucrurilor pe care le-am făcut. Ia să vedem cât e timpul. Ah.